Bună seara! Astăzi, în timpul ședinței Guvernului, am aprobat politica bugetar-fiscală și bugetele componente ale bugetului public național, documente importante pentru programele pe care le vom desfășura în anul 2023. În primul rând, vreau să spun că am avut câteva scopuri foarte importante. 1. Să creștem veniturile populației și să-i ajutăm în această perioadă complicată cu crize suprapuse și creșteri de prețuri. 2. Să ajutăm companiile pentru ca să mențină și să crească, după posibilități, locurile de muncă, numărul de locuri de muncă. Și 3. Să implementăm programe care să crească calitatea serviciilor pentru cetățeni, în special la nivel local, acolo unde se află ei, prin creșterea posibilității de colectare a veniturilor proprii a autorităților publice locale. Sunt multiple decizii care vor fi discutate în următoarele săptămâni, după care în anul 2023, când vom veni cu mecanisme de implementare. În primul rând, vreau să menționez că proiectele au fost în consultare la Ministerul Finanțelor, bugetul din 5 decembrie, iar politica bugetar-fiscală încă din lunile de vară, după care ultima variantă din 11 noiembrie. Totuși, înțelegem că s-ar putea ca unele prevederi să necesite o consultare adițională, de aceea vom continua discuțiile și consultările în procesul de adoptare a acestor documente importante în Parlament. Trebuie să subliniez că am avut negocieri care s-au prelungit cu Fondul Monetar Internațional pentru ca să avem un buget echilibrat, orientat spre rezolvarea crizelor cu care se confruntă guvernul, în primul rând provocările de securitate, provocările în domeniul energetic și provocările cauzate de creșterea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare a populației. Deci, în primul rând, aș vrea să punctez câteva lucruri importante despre politica de creștere a salariilor. În acest an de criză, am luat decizia să creștem salariile tuturor angajaților bugetari care sunt salarizați conform legii 270, Sistemul Unic de Salarizare în sectorul public. Deci creștem salariile tuturor cu 1300 de lei pe lună. Am decis să facem această creștere egală pentru toți, pentru ca să primească procentual mai mult cei care au salarii mai mici. Pentru că în această situație de criză, deci nu creștem valoarea de referință pentru toți, pentru că asta ar însemna pentru unii creșteri mai mari în termeni absoluți, dar facem ceea ce au făcut și alte țări, cum ar fi Germania sau Bulgaria, creștem salariile la toți cu aceeași sumă în termeni absoluți. Să vă dau câteva exemple ce înseamnă acest lucru. Deci dacă este să vorbim despre creșterea pentru toți, este de aproximativ de 14%. Dar cei cu salarii mai mici, cum ar fi un bucătar, spre exemplu, care are un salariu brut de 4.169 de lei, va primi de la 1 ianuarie 5.469 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de peste 30%. Un asistent medical, care are un salariu brut de 8.776 de lei, va primi de la 1 ianuarie 10.076 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 15%. Un învățător care are un salariu brut de 8.787 de lei
va primi de la 1 ianuarie 10.087 de lei. Din nou o majorare de aproape 15%. Un specialist principal dintr-o primărie, de exemplu, care are un salariu brut de 8.098 de lei, va primi de la 1 ianuarie 9.398 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de 16%. Un ofițer de poliție, care are un salariu brut de 12.339 de lei, va primi de la 1 ianuarie 13.639 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de peste 10%. Un lucru important pe care vreau să-l menționez este că de această creștere vor beneficia și unii angajați din instituții publice aflate la autogestiune, care nu au resursele financiare proprii pentru a suplimenta veniturile angajaților lor. Și aici, în special, este vorba despre instituții din sfera educațională, colegii școli profesional-tehnice, și instituții din sfera culturală, teatre, de exemplu. Deci aici este vorba despre acele instituții care, deși se află la autogestiune, nu vor putea acoperi aceste cheltuieli. Evident că vom veni și cu o verificare a finanțelor publice a acestor instituții. De asemenea, vreau să spun că salariul minim va crește la 4.000 de lei. Aceasta este a treia creștere a salariului minim. Vă reamintesc că la începutul mandatului acestui guvern, salariul minim era de 2.200 în sectorul public, 2.900 în sectorul privat. Deci acum va fi de la 1 ianuarie 2023 va fi 4.000 de lei și în sectorul public și în sectorul privat. Am introdus și o măsură de creștere salarială pentru anumite categorii unde erau nevoie de corectări. Voi spune din start că miniștrii și conducătorii autorităților publice, membrii unor instituții independente, cum ar fi Consiliul Audiovizualului sau Comisia Electorală Centrală, vor trece la valoarea de referință obișnuită pentru majoritatea angajaților în sistemul bugetar. Este o creștere semnificativă de la o valoare de referință 1.400 la valoarea de referință 1.900. Această creștere este pentru 54 de persoane și costă 1/100 din creșterea totală pe care o vom orienta în sectorul public pentru toți angajații bugetari. A fost un element de populism atunci când aceste salarii au rămas mici și acum vedem că un ministru primește mai puțin decât un secretar de stat. Vedem că aceste persoane au de efectuat și de luat decizii complicate, au o responsabilitate enormă și trebuie să aducem mai mult echilibru aici, chiar dacă știm că vom fi criticați pentru această creștere. Avem vești bune și pentru companii. După cum am spus, credem că în această perioadă de criză trebuie să oferim lichidități pentru investiții și pentru menținerea și creșterea numărului de locuri de muncă. În primul rând, întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de o cotă de impozitare zero pentru profitul redistribuit. De la 1 ianuarie, de asemenea, va fi introdus mecanismul de returnare a TVA acumulate în cont, ceea ce va schimba fundamental relația între stat și companii. O vom face treptat, în primul rând, începând cu cei care deci au factura electronică. Vom acorda firmelor mari dreptul la deprecierea accelerată a activelor, anume pentru a stimula investițiile. Avem noutăți bune, după cum am spus, și pentru primării. Vorbim de alocarea în proporție de 100% a taxei pentru folosirea drumurilor și
calificarea acestei sume în calitate de transfer cu destinație generală, ceea ce ne-au solicitat primarii pentru ca să poată folosi mai eficient aceste resurse. De asemenea, am decis să anulăm plafoanele maxime ale cotelor impozitorilor pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar. Primarii știu mai bine ce nevoi au localitățile pe care le conduc și ce resurse sunt necesare și în acest fel consolidăm autonomia locală și capacitatea primarilor de a schimba viața oamenilor din localitățile lor spre bine. Mă bucur să pot anunța aceste măsuri, mai ales într-o perioadă atât de complicată din punct de vedere economic. În egală măsură, însă, în acest context, este nevoie de mai multă solidaritate. De aceea am decis să introducem o cotă mărită de impozitare pentru veniturile persoanelor fizice care depășesc 1 milion de lei pe an. Veniturile care depășesc acest prag vor fi impozitate cu 18% și nu 12% cum era până acum. Și vreau să subliniez că impozitarea progresivă a celor cu venituri mari este o practică curentă în majoritatea statelor europene și este un gest firesc de solidaritate față de persoanele care au venituri mai modeste. Pentru a crește veniturile bugetare, am decis să creștem accizele pentru produsele de tutun și pentru alcoolul etilic. Aici este o măsură care este inclusă în acordul nostru de asociere și care, așa cum a arătat experiența altor state, va avea și un impact pozitiv pe termen lung asupra sănătății publice. Este nevoie de aceste creșteri, inclusiv în condițiile în care am prevăzut 5 miliarde de lei pentru acordarea compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie prin intermediul Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice. Încă o dată țin să subliniez că în această iarnă vom avea Fondul pentru Reducerea Vulnerabilității și tot un buget comensurabil va fi orientat pentru creșterea salariilor angajaților în sectorul bugetar, care sunt salarizați conform legii 270. Noi vom continua să lucrăm cu partenerii noștri externi, să mobilizăm resurse și să orientăm aceste resurse spre cei care au nevoie cel mai mult de ajutor în această perioadă. Vom veni cu rectificări bugetare adiționale, ori de câte ori vom avea posibilitatea și necesitatea de a crește anumite cheltuieli pentru anumite categorii de persoane sau pentru anumite programe. Vă mulțumesc și îi ofer cuvântul și domnului Budeanscu. Bună ziua! Eu o să vin cu câteva detalii suplimentare. Dumneavoastră cu toți cunoașteți că noi parcurgem o perioadă destul de grea, se datorează această situație, eu aș spune, 99% din condiții externe. În aceste circumstanțe, guvernul a fost nevoit să caute resurse pentru a menține stabilitatea în cheltuielile publice, de asemenea a ajuta populația și agenții economici pentru a trece peste aceste dificultăți. În acest sens, dumneavoastră, de asemenea, observați că cheltuielile noastre mai repede se ajustează la inflație. Cheltuielile bugetare sunt cele care, majoritatea, sunt cumpărate pe piață, adică efectul inflației deja este înglobat în acestea. Iar veniturile rămân cu mult în urmă. Din această cauză, bugetul pentru 2023 are anumite constrângeri care puteau fi eliminate doar prin un deficit bugetar mai mare și respectiv prin căutarea resurselor pentru a acoperi finanțarea acestuia. Acesta a fost, de fapt, principalul motiv din care procesul de elaborare a bugetului și aprobarea lui a durat.
Trebuie să recunosc că nu a fost la nivelul transparenței pe care eu îmi doresc, dar am avut aceste constrângeri substanțiale că nu puteam să venim cu un buget care nu avea această acoperire a deficitului bugetar și el este semnificativ, 18,3 miliarde lei, este o sumă care nu este ușor de găsit ca sursă de finanțare. După cum a spus doamna prim-ministru, principalele obiective a fost de a asigura cetățenii și business-ul că vor putea trece prin această perioadă dificilă. Noi am venit cu câteva măsuri destul de dificile, să spunem așa, în perioada elaborării bugetului. A fost nevoit să reducem din cheltuielile curente acolo unde a fost posibil, să amânăm unele cheltuieli acolo unde de asemenea a fost posibil, astfel încât din acele resurse care le avem din veniturile colectate și plus deficitul bugetar, să putem face față cheltuielilor pentru anul 2023. Eu îmi dau seama că și creșterea salariilor și programele care sunt destinate de suport pentru business nu sunt cele care ar satisface toată lumea, dar aceasta este capacitatea economică a Republicii Moldova. Aceasta este ceea ce noi la ziua de azi ne putem permite cu tot suportul care l-am putut mobiliza pentru a îndeplini acele sarcini care le-am avut pe acest buget. Vreau să vă spun că fără acest suport internațional, Republica Moldova ar fi trecut printr-o etapă extraordinar de dificilă. Închipuiți-vă că aceste cheltuieli care noi le aveam erau aproximativ cu 18 miliarde mai puține. Deci nu erau creșteri de salarii, nu erau o mulțime de programe și inclusiv proiecte investiționale. Noi ne-am bazat în proiecția noastră de buget pe indicatorii macrobugetari oferiți de către Ministerul Economiei și Fondul Monetar. După cum cunoașteți, noi ne așteptăm la o recesiune în anul 2022. În primele trimestre pentru anul viitor, de asemenea, se așteaptă o creștere cel mai probabil negativă. Per total, ne așteptăm o creștere de 2% în termeni reali, ceea ce eu la ziua de astăzi spun că este un pronostic optimist. Rata inflației se așteaptă a fi la 15,7%, rata anuală, rata medie anuală. Și aici aș exprima oricare optimism că poate o să fie chiar mai mică. Astfel, eu o să vă dau câțiva parametri privind bugetul de stat la venituri. Noi estimăm să fie în valoare de 64,9 miliarde lei sau cu o creștere de 5,5 miliarde lei cu 9,3% mai mult decât a fost pentru 2020 pentru bugetul precizat. Din aceste venituri, impozite și taxe constituie 56,9 miliarde, marea majoritate, 87,8%. Ce este important de asemenea de menționat, că TVA-ul rămâne cea mai importantă sursă de venituri din, în general pentru buget, dar și din această categorie. De asemenea, este încă o dată bine de menționat și să aducem mulțumiri partenerilor care ne-au susținut cu 5,5 miliarde lei ca granturi, dintre care 4,3 miliarde lei sunt pentru suport bugetar. Aceasta a făcut posibil o mulțime, implementarea sau proiectarea o mulțime de proiecte ce țin de, în special, susținerea populației în perioada rece anului.
Din cele mai importante cheltuieli dumneavoastră, deja probabil le cunoașteți, este fondul de reducere vulnerabilității, 5 miliarde de lei. De asemenea, sunt un șir de alte programe care în perioada dată, de asemenea, e destul de greu de întreținut, cum este prima casă, 160 de milioane de lei. De asemenea, sunt cheltuieli importante pentru fondul de susținere a populației, 204 milioane lei. În această perioadă, care principala caracteristică este incertitudinea, de fapt, noi trebuie să avem un fond de rezervă substanțial. De aia noi am prevăzut în buget un fond de 1,1 miliard de lei pentru fondurile de intervenții. Și, de asemenea, am prevăzut un fond de 770 de milioane de lei pentru a implementa anumite politici ce vor decurge din politica salarială, adică din implementarea politicii salariale în 2023. Aceasta, ce ține de buget în linii mari, putem să menționăm, de asemenea, câteva doar, poate, cifre suplimentare. Fondul rutier, 2,2 miliarde de lei, dintre care 1,5 miliarde de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale. De asemenea, trei proiecte finanțate din surse externe, de 1,5 miliarde de lei pentru drumuri. Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii este la 1 miliard 500, este mai puțin decât noi ne-am dorit, dar asta este ceea ce la ziua de astăzi s-a putut ca prim pas să venim. De asemenea, programul de dezvoltare durabilă a sectorului fitotehniei și horticulturii de 466 milioane lei și proiectele din domeniul energetic, care sunt peste 2,4 miliarde lei. De asemenea, sunt anumite cheltuieli și majorări de cheltuieli la sectorul educație, cultură, de, și alte cheltuieli. Deci, per total, dacă să facem o imagine generală, noi am redus cheltuielile față de anul 2022 la câteva sectoare. Asta este serviciul de domeniu economiei, gospodărie de locuințe și gospodărie serviciilor comunale. Acestea sunt principalele două sectoare la care s-au redus cheltuielile. La altele, dacă ne uităm la rata de creștere a veniturilor și care este raportul față de această creștere, în restul s-a menținut aproximativ în jurul această rată, la învățământ și la ocrotirea sănătății. La apărarea națională și la protecția mediului este peste această rată medie. Ne așteptăm la o datorie publică pentru anul 2023, care nu va depăși 39,7%, dacă eu corect mi-amintesc. Ceea ce, da, 39,7%, ce este cu 3,4% mai mult decât valoarea scontată pentru 2022. Dar asta încă ne oferă un spațiu confortabil pentru a ne împrumuta fără costuri suplimentare. Mulțumesc! Vă mulțumim! Am răspuns la întrebări înainte de ședința Guvernului. Vă mulțumesc! Yes.